Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un pic despre inaugurări. Ce s-a mai inaugurat? De unul dintre subiectele noastre favorite. Așa inaugurările este. Astea, știi, umflate cu pompa. Da. Industria de foarfece a crescut în ultimii ani. România foarte tare. Deci subiect favorit, avem și cărniță pentru asta. Avem o colecție întreagă de inaugurări ridicole. Momente despre care am vorbit la radio. Am avut inaugurări repetate ale aceluiași obiectiv. Asta deja nu mai e. Da, adică inaugurări pe bucăți. Când s-a construit și fiecare bucățică se inaugura separat. Inaugurări simultane cu puterea și opoziția. Mai au fost pe pod? La pod, da, unii într-o parte a podului, unii în cealaltă. Da. Inaugurări cu tot fastul, sobor de preoți, fruntași, politici, locali, centrali, folclor, copii, nu știu ce, diverse mizilicuri, o scară, un lift, un WC-ul. Toaletele au fost la modă într-o perioadă. Astăzi avem o premieră în comuna Livada din județul Arad. Primarul, președintele Consiliului Județean, oficialități, notabilități locale și așa mai departe s-au adunat în câmp, undeva la marginea localității, un câmp verde, iarbă, unde au fost întâmpinați cu pâine și sare și au tăiat o panglică tricoloră, evident panglică tricoloră, la nimic. Adică era nimic. În locul respectiv, care acum este, cum spuneam, acoperit cu iarbă, ar urma să înceapă lucrări pentru canalizare. Acum acolo nu este nimic. Era un mini bulto-excavator de la mic de strâns pământ puțin. De puțin, că făcea... L-au adus și pe el, probabil cu un pick-up truck, au zis, hai să fie și o sculă și au pus... Și cine făcea asta? Pe vremuri Ceaușescu. Mai ții minte că mergea cu câte un copac. Da. Și îl planta undeva sau mergea cu mistria sau cum se cheamă aia și punea câte o... Astea sunt, da. Simbolic. Așa este, simbolic. Da, vezi că acolo simbolul era urmat de... Acolo, da, se făcea pasajul unirii în 80 de zile. Da. Adică, sigur, se tăia apa, căldura, tot, asta e, da, și aici s-a inaugurat viitorul, practic, intenția s-a inaugurat. Gestul contează. Gestul, da. Că nu știi ce se întâmplă, domne, în viitor. Viața nu știi ce-ți rezervă și alegerile. Da, nu știi când se termină intenția asta și cine o să fie primar atunci. Asta. Păi uite, dacă încep podul ca firea. Exact. Și acum uite, Nicu Șordan. Și acum alternă, ăștia o să aibă inaugurare. Păi cred că azi mâine s-ar trebui să aveți trag mâine, ceva. Mai trag puțin de el, nu se știe. Bagă doamna firea unghia în gât. Că s-a inaugurat că... frumos. Sau uite, ca Băsescu, știi? Cu podul Basarab. Devine după aia Oprescu. Da, Oprescu face... l-a inaugurat. Da, ia să, Sticanis. Da, da. Și Oprescu. Cred că are ceva probleme cu vremea acum. Da, acolo. Are probleme până. Nu, stai cu minte. Da. Și după aia vine mă al naibii și pune plăcuță pe pod. Da, și inaugurat zice, de... Început de Băsescu, inaugurat de Oprescu. Și așa și Nicu Șordan. Al naibii ăsta nici nu o să spună început de firea inaugurat de Tănuț. N-o și spune. Firea atunci pusese n-a făcut public, uite, inaugurat. Dar ții minte că pusese un banner pe un bloc de la era cât blocul. Nu e banner, nu știu cum se cheamă. Un mesh. Pe care scria că se face pasajul într-un an sau o șmecherie de asta. Bine, asta. Termenul inițial așa a fost. Da. A durat 5, dar na. Ce să... Păi nu... Mai bine inaugura și dânsa tot atunci. Asta zic. Să-i fi tăiat o panglică frumos, să-și făcea poze, că dânsa la poze a fost bună întotdeauna. Inaugura frumos atunci, că uite, vezi, nu e pentru cine se pregătește, e pentru cine moștenește. Nu mai bine iei fața cu o inaugurare înainte să înceapă treaba, că atunci când o fi gata, cine știe cine o mai fi. Corect. Da. Urmează acum, eu asta aștept, vreau inaugurare de asta, cu sobor de preoți, cu pâine și sare. Și o țuicuță aș vedea. Uh-huh. Înțelegi? Dansuri populare, panglică tricoloră, tot. Să vină și să fie inaugurare la ședința în care se discută. Deci, băi, ce când bună se idee face asta. Ședința, hai să facem un pod, hai să facem un canal, hai să facem ceva, acolo să fie inaugurarea. Deci, practic, inaugurare la ordinea de zi. Da, frate. Asta aștept. Asta e viitor. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.